Prea Sfințite Părinte Marcos, Preacuvioas, Părinte, Preacuvioasă Maică Stareță, Preacucernice, Părinte, iubiți credincioși, iubiți privitori și ascultători de departe, iată ne aflăm aici, la Casa Brâncovenească, cu un oaspete atât de drag, Preasfințitul Marcos, care într-un fel, prin numele de familie, s-a rudit și cu mine, că îl cheamă și Teodosius. Și iată, ne va vorbi despre această Patriarhie Alexandrii din care face parte. We are here at this conference with my friend, His Eminence Marcos, Bishop of Kisumu and West Kenya, and who in some way is related to me, for his family name is Teodosi, just like my given name, and he will tell us a lot of beautiful things from his patriarchy and from his experience in Africa. Îl invităm să se prezinte și să ne prezinte Biserica din Alexandria, o biserică atât de importantă din bisericile primare, din patriarhiile istorice, cele cinci, și vreau să precizez de la început că până la sinodul al doilea ecumenic din 381, pe primul loc era Alexandria, Antiohia, Ierusalim, și după aceea a venit, sigur, Constantinopol, Alexandria, Antiohia și Ierusalim. Roma, de fapt, a fost întâi și după aceea a fost Constantinopol. Îl ascultăm pe Preasfințitul să ne prezinte biserica sa și misiunea sa pe care o face și rolul Patriarhiei Alexandrei în istoria bisericii noastre. I invite His Eminence to tell us about himself, about his patriarchy, about his homeland, and about the historical mission of his church.